Bun, vă ascult. Ascultați. Iată, am ascultat declarația lui Candu, că tipurile parlamentari dacă ori ajunge cu votul nominal în Parlament, ca să primul an noi să nu-i putem trehoși deloc și ultimul an. Eu să cot că asta nu-i corect. Ei se gătesc mai mult privilegii pentru dânșii decât pentru popor. Votul nominal va fi bun că noi să votăm și din start, cum ei ajung acolo, să apuce de lucru. Pentru că noi suntem sătui de atâta discriminare. Să luăm așa niște momente, cum ne-au făcut din nou cărțele, când trebuie să cumpărăm cărbuni. Îmblăm cu săptămânile ca să cumpere o toan de cărbuni. Ne ducem la Chișinău ca să cumpere un costum de magazin, cu legile lor proaste. Nu puteai cumpăra costumul. Asta tot e stresături de vieți omenești. Vindem o leacă de poamă escroșilor. Banii ne dădeți 7-8 luni. Asta tot e distrugeri de vieți omenești. Și el a mai inventat așa și așa. Eu să cot că nu-i corect deloc. Legea și așa făcută. Și pentru popor, pentru țăran, pentru toți. Oamenii distruși, cum am vorbit și mai înainte, distruși totalmente plasat. Dar el îmblă că noi nu trebuie să-i trihojim. Nu sunt hâtri ei. Cum să cotiți, domnul Oleg? Da, îmi par cam hâtri. Apoi, ia că de atât a scris. Eu am pregătit o scrisoare și în semn de protest am să mă duc mâine la primărie și consilierii și să dea pe site-urile lor, să ajung la urechile lor și chiar în presă să duc să publice la Strășăneanca. Ai, să te duci la primărie din sat sau din raion de la Strășeni? Din sat. La Recea? La Recea, da. Aha. Bun. Eu am înregistrat și o să public asta de seară. Vă mulțumesc foarte frumos. Eu numai cât asta o fac. Scrisoarea e pregătită, tot e pregătit. Ne-am înțeles. La revedere. La revedere.